Bun găsit tuturor la o nouă ediție a dezbaterilor de la Adevărul Live. A început târgul de carte Gaudeamus, sunt evenimente numeroase. Vă invităm pe toți să mergeți să le vedeți până duminică, lansări numeroase vor fi acolo. Dintre cele mai interesante este într-adevăr un eveniment de primă mână, un eveniment cultural de primă mână, mai ales că ne aflăm într-o lume atât de complexă și atât de confuză. Poate prin cărțile pe care le găsim acolo încercăm să ne luminăm puțin și să ne dăm seama încotro o ia această lume din ce în ce mai greu de înțeles, mai ales după cutremurul din Statele Unite. La nivel geopolitic, puțini știu acum care vor fi direcțiile de urmat, pentru că politica americană stă încă sub semnul incertitudinii. Spun încă pentru că președintele ales Donald Trump încă nu și-a definit liniile de politică externă, nu și-a construit echipa cu care va conduce America și, bineînțeles, va conduce lumea în sensul în care America este privită drept lider al lumii occidentale, al lumii libere. Ce se va întâmpla este greu de estimat, dar putem să încercăm să înțelegem care sunt resorturile din spatele confruntării care se duce și o vedem în ultimii ani între ceea ce înseamnă lumea occidentală și Rusia lui Vladimir Putin. O Rusie construită pe ideologia, între altele, a unui filozof despre care ați auzit, Alexandre Dugin. Alături de mine, Horia Roman Patapievici, mulțumesc pentru prezență și pentru intenția de a discuta despre o carte pe care editura Humanitas o lansează la târgul de carte și este vorba de această carte, Statele Unite și noua ordine mondială, o vedeți. Este o carte mai puțin obișnuită, un fel de dezbatere, să spunem, între doi filozofi, filozoful și profesorul brazilian Olavo de Carvalho și, bineînțeles, Alexandre Dugin, acest promotor al concepției euroasiatice, care s-ar situa pe poziții opuse față de ceea ce înseamnă liberalismul occidental, democrația occidentală și, bineînțeles, Statele Unite ale Americii. De ce publică Humanitas, îl publică pe Alexandre Dugin? Într-un moment în care știm foarte bine că propaganda rusă este extrem de virulentă și de prezentă în media occidentală, în spațiu public, în internet și așa mai departe. Pentru că noi trebuie să ne cunoaștem bine adversarii. Iar Dugin este autorul unei teorii articulate, delirante, și care are vocația de a fi teoria justificatoare pentru planul de renaștere a Imperiului Rus. El reprezintă sau propune o sinteză a teoriilor politice care au însângerat secolul 20, le vrea expurgate de câteva excese, cum le numește el, dar în esență nazismul în ceea ce are el bun, spune Dugin, comunismul în ceea ce are el bun, parte din capitalism în ceea ce are el bun, trebuie reunite sub o sinteză geopolitică majoră care să fie centrată pe renașterea statului rus, dar în același timp pe renașterea mesianismului rus. Pentru că Dugin este îmbibat de varianta romantismului occidental care în Rusia, în secolul XIX, a devenit slavofilism și în același timp de varianta de materialism occidental de la mijlocul secolului XIX care în Rusia a devenit nihilism. Se simte în el pasiunea nihilistă pe care Turgenev a descris-o, dar ea este pusă acum nu în slujba vechiului comunism, ci în slujba ideii eurasiatice, pe care aș defini-o scurt ca fiind tot ce este antioccidental sub standardul Rusiei. Nu numai antioccidental, aș putea spune, antiliberal, antidemocrat. Pentru el Occidentul,
înseamnă... Antidrepturile individuale, să spunem, ale omului. Înseamnă, el definește foarte confuz Occidentul. Când cultural, când religios... Când geopolitic. Când geopolitic, când prin instituții. În orice caz, democrația liberală pentru el este răul absolut, dar răul absolut este în același timp și modernitatea și postmodernitatea, cărora le declară război și spune, în limbajul lui vitriolant, animat de ură, o mică paranteză, ura ca sentiment politic public a fost complet delegitimată de practica liberală occidentală. Ei bine, el o reactualizează. Ura este un sentiment politic legitim, după el, de mobilizare. Ori ura împotriva modernității și a postmodernității, citesc din el, trebuie să conducă la distrugerea, la nimicirea Occidentului. Păi, ura a fost o forță masivă în ceea ce a însemnat atât nazismul cât și bolșevismul. Adică cele două ideologii totalitare s-au bazat din plin prin mobilizarea pe care ura o dă, adică naziștii au urât profund și au îndreptat ura împotriva evreilor, a capitaliștilor și așa mai departe, și a bolșevicii împotriva dușmanilor de clasă, să spunem. Și amândoi erau... Ceea ce a dus la efectul genocidar al ambelor, acțiunea genocidară a ambelor ideologii. Și amândouă, deși difereau în parțial în dușman, aveau unul comun și asta era democrația capitalistă occidentală. Pe care o urau profund ambele sisteme. Și aici intervine o dilemă. Dacă gândirea lui Dugin este atât de nocivă, atât de otrăvitoare, atât de anti, să spunem, interese, împotriva intereselor noastre, ca stat aici, la această frontieră, de ce o publicație? Nu poate, nu există dilema asta, dom'le, răspândesc nocivitatea, ideile nocive ale acestui om într-un spațiu cultural românesc? Nu, pentru că replica lui Octavo de Carvalho este excepțională. Este, poți să nu fi de acord cu el în anumite lucruri, bunăoară, despre, în privința rolului pe care îl joacă. Aș vrea să precizăm cine este Carvalho. Dugin e mai cunoscut și am și vorbit, dar cine este filozoful brazilian? Și după aia ne întoarcem la idee, ca să știe și cei care ne primesc. L-aș defini în felul următor, foarte polemic. Este contrariul absolut al unei persoane instituționalizate. Dugin este profesor la Universitatea de Stat din Moscova, este ideologul regimului lui Vladimir Putin, este un om care, când se prezintă pe sine, are un Kalashnikov în mână și pe fundal are un tank rusesc. Deci este omul care are în spate puterea Rusiei și are în mână argumentul Rusiei, Kalashnikovul. Care nu e deloc intelectual. Da. Absolut deloc. În același timp, el este profesor de sociologie la Universitatea de Stat din Moscova. Deci este o figură din... este un profesor, un intelectual instituționalizat. În timp ce Octavo de Carvalho este un om care a părăsit Brazilia pentru că a fost în total dezacord cu modalitatea în care, după ce monarhia braziliană a fost doborâtă, ea a intrat într-o spirală catastrofală, nedemocratică, neliberală, de lovituri de stat și de... Da, de junte militare. Da, care ceva îngrozitor, din care doar de puțin timp a ieșit. El a fost în răspăr și în conflict cu întregul establishment intelectual brazilian, care era de stânga sau de extrema stângă, foarte anti-american, și s-a refugiat, așa zicând, s-a exilat de fapt în Statele Unite, unde locuiește, la o fermă, ca o persoană pur privată, ca un filozof pur privat, precum grecii de pe vremuri, și... Fiecare cu discipolii lui, nu? Da. Cu școala lui. Pe vremuri, grecii, când lansau o școală filozofică în Atena, de exemplu, ocheau un teren, sau era proprietatea unuia dintre ei, și acolo deschideau ceva. Era grădina lui Epicur, era stoa poichile a stoicilor, era liceul lui Aristotel. Și academia lui Platon. Toate astea sunt terenuri pe care filozofii le aveau și acolo școala filozofică. El și-a cumpărat o fermă și acolo are o grădină filozofică, dar ea e pe internet.
are peste 3000 de studenți pe internet, unde predă filozofie pe teme pe care și le definește în funcție de interesele lui. Este un om tehnic foarte bine pregătit, se vede extraordinar de bine în această carte cum retorica inflamată, pe alocuri delirantă și nu bazată pe argumente, ci pe opintiri ale sensibilității, am definit în acest mod stilul lui Dugin, acestui stil îi se opune stilul regal al tradiției raționalității critice occidentale, adică argumente, acolade de silogisme și informație solidă. Dacă vă uitați, dacă te uiți, Ion, cum anume citează Dugin, el citează cărțile în funcție de prestigiul lor. Adică cărțile citate de el sunt bâte, sunt palme, pumni, sunt argumente de autoritate. Din cauza asta, el citează autorul, titlul și eventual dă anul. În timp ce Carvalho citează la pagină, exact, la capitol și întotdeauna nu ca un argument de autoritate, ci ca un fapt, ori ca un argument în sprijinul a ceea construcției lui. Dar aici mai trebuie precizat că acest este, nu este un dialog, această carte între cei doi, este o inițiativă de a-i pune să comenteze viziunea lor, să spunem, filozofică asupra lumii, iar Carvalho spune foarte clar, n-am niciun punct de contact, nu este o dezbatere, pentru că într-o dezbatere, chiar dacă ești pe poziții opuse, totuși ai niște puncte pe care le dezbați. Pe mine prăpastia dintre mine și Dugin este de netrecut, e de neacoperit. Deci nu e propriu zis o dezbatere, dar a acceptat să aibă acest schimb pe internet, cum spuneai foarte bine. Fiecare și-a pus punctele de vedere pe internet și le-au văzut, le-au contraargumentat și au venit cu concluzii la final. Ca să știe toți cum a fost construită această carte, cei doi n-au fost niciodată față în față, nu s-au întâlnit niciodată și cred că nici n-ar avea ce să spună dacă s-ar întâlni față în față. Ca să închid răspunsul la întrebarea ta, referitoare la de ce editura Humanitas a publicat această carte. O editură care cultivă cu totul și cu totul alte valori. E vorba de valorile liberale. Pe de o parte, să cititorul român să se confrunte cu expunerea intelectuală a unei doctrine care este profund pernicioasă pentru valorile în care noi credem și pentru statalitatea românească, este profund pernicioasă, și pe de altă parte pentru a vedea cum arată o replică intelectuală veritabilă la acest proiect. Adică ideea de a pune o oglindă acestei concepții, spunem, pe care Dugin o promovează. Iar aici un lucru pe care l-ai spus, mie mi se pare fundamental și trebuie discutat. Ce spune Carvalho? Zice, ce mă diferențiază, cum spune, fundamental pe mine de Dugin? Zice, eu sunt un filozof privat pe care nu-l bagă nimeni în seamă. Deci, nici în țara mea nu vine nimeni să mă întrebe pe mine cum conducem noi țara, că tu ești filozoful și pe noi ne inspirăm din ideile tale. Eu îmi predau celor care mă ascultă, n-am nicio influență, nu sunt în nicio structură, nu fac niciun fel de politică. Sunt un intelectual. Pe când Dugin este sfătuitorul lui Putin. No. Este cel care construiește ideologia putinistă. E un om de o influență extraordinară și un om care, bineînțeles, poate să facă foarte mult rău. E ceea ce spune Carvalho. E interesant și cum a fost inițiată această dezbatere. Un grup de tradiționaliști, și prin asta, pentru cei care ne privesc, trebuie spus ce înseamnă, sunt adepți ai teoriei lui Guénon sau a lui Julius Evola, oameni care pun în centrul reflexiei lor ideea de tradiție, așa cum a fost definită de René Guénon. Deci, câțiva tradiționaliști au vrut să-i pună împreună pe cei pe care îi considerau reprezentanții în teorie politică a două orientări diferite, dar pornind de la studii tradiționale. Pentru că Olavo de Carvalho s-a ocupat în tinerețe de studiile tradiționale.
Iar acest Dugin se revendică în continuare din Evola, evident, și din genom. Păi, își construiește, de fapt, această Îți construiește proces. Discursul antioccidental, pentru că și genom și Evola au fost foarte antioccidentali, dar nu în felul în care îi decriptează sau îi folosește, mai degrabă îi folosește manipulatoriu Dugin. Și în mod complet greșit, absolut greșit, cei doi au fost puși în dialog. Exact. Nu exista între ei absolut nimic comun. Rezultatul, din punctul meu de vedere, este un splendid dialog eristic, în specia antichității, în care nu e un dialog al pozițiilor care se înțeleg una pe cealaltă, ci un dialog al conflictului care nu, da, este, nu are nicio legătură cu... N-are niciun fel de punct de la care să... Dialog eristic special, sigur, din antichitate și... Pentru cititor însă are o valoare pedagogică extraordinară, pentru că este exact tipul ce face Carvalho, este exact tipul de replică care mobilizează ce e mai bun în tradiția occidentală pentru a arăta, pe de o parte, aberația proiectului, nocivitatea lui și lipsa lui de legături în veritabila tradiție intelectuală, filozofică și religioasă occidentală. Dar aici, dacă discutăm despre, spuneai că este o doctrină pernicioasă, periculoasă pentru ceea ce înseamnă statalitatea românească. Clar. De ce? Pentru că planul eurasiatic înseamnă, de fapt, mobilizarea a tot ce este antioccidental și antimodern și antipostmodern sub interesele nu numai naționale, ci imperiale ale Rusiei. Pentru că Dugin, ca și Putin, au readus în discuție legitimitatea Imperiului Rus. Și el explicit, sub ideea eurasiatică, propune, de fapt, o împărțire a puterilor în Eurasia între China și Rusia, împotriva Occidentului. Altfel spus, Asia îți rămâne ție, partea sudică, China, adică. Asia, nordul, este al meu, al Rusiei, iar Europa e a mea. E a Rusiei. Da. Asta este conceptul, dacă e să explicăm ceea ce înseamnă ideologia duginistă. E ceva incredibil. Iar din punctul de vedere românesc, noi nu avem niciun viitor acolo. Adică viitorul nostru este să fim parte din Rusia. Este ceva care... nu numai din punct de vedere românesc, din punct de vedere european, este inacceptabil. Exact, pentru că vorbim despre o întreagă Europa pe care Dugin și Putin o văd slabă, ușor de manipulat, ușor de influențat, pentru că vechea teorie, Occidentul e slab, e decadent, a ajuns da, e decadent. Să se... E decadent, slab pentru că e da, decadent. E decadent și asta că... din cauza filozofiei liberale, a democrației liberale, care o duce într-o fundătură și atunci singurii păstrători ai tradiției adevărate este Rusia, a treia Romă, îngemânarea acestui nou mesianism care salvează lumea, de fapt. Salvează lumea integrând-o intereselor Rusiei. De fapt, în spate fiind, de fapt, totul fiind acoperirea interesului geopolitic al Rusiei. Nu numai în spate. În spate, în față, în dreapta și în stânga. Sus și jos. Adică totul împachetat în Rusia. Este extraordinară această construcție din punct de vedere al promovării intereselor unei puteri care își revendică în momentul ăsta un nou statut. Pentru că probabil că și Dugin și Putin au în comun ideea că prăbușirea URSS a fost o catastrofă. Păi Putin a spus-o. Putin cea mai chiar mare catastrofă geopolitică a secolului 20 este prăbușirea Uniunii Sovietice. Și ce a însemnat de fapt prăbușirea Uniunii Sovietice? Eliberarea poporilor. Exact. Eliberarea unor popoare care n-aveau nicio intenție să stea în URSS, care și-au căutat întotdeauna libertatea și în momentul în care au avut ocazia au luptat pentru ea și au obținut-o. Să nu uităm că popoarele baltice, toate celelalte s-au desprins, au fost revoluții naționale, da, multe tot, dintre tot ele. Tot Europa Centrală și de Est. Nu mă refer la URSS, nu la tot lagărul socialist cu statele care, socialiste care nu făceau parte din Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, Pactul de la Varșovia. Deci construcția s-a prăbușit, dar pentru ei este din contră, este o catastrofă.
Opoziția pe care o construiește afirmația lui Putin că cea mai mare catastrofă a secolului 20 este prăbușirea Uniunii Sovietice, este că eliberarea popoarelor de sub dominația sovietică reprezintă un rău. E incredibil. Deci este o afirmație de fapt scandaloasă din toate punctele de vedere. Nu numai am putea spune, da, regretă pierderea importanței pe care statul sovietic și deci elementul rusesc l-a avut în timpurile acelea. Dar implicit este vorba de regretul nerușinat față de eliberarea unor popoare care atât au așteptat prăbușirea Uniunii Sovietice ca să iasă de sub tutela și dominația ei. Și care oricum au căzut pradă, să spunem, Uniunii Sovietice în urma unor catastrofe reale la nivel mondial. Mă refer la primul război mondial, la venirea apariția Uniunii Sovietice, după al doilea dominație pe jumătate exact. În Europa, după al doilea război mondial, în urma aranjamentelor de la sfârșitul războiului. Însă, aici știm foarte bine și vedem cine dorește poate aprofunda ceea ce crede Dugin și cum vedem, dacă ar fi să folosesc un termen la mod acum, dar de peste ocean, măreția Rusiei, din nou. Problema este, și cred, cu ei, să spunem, noi români suntem obișnuiți. Avem experiența Rusiei. Ne temem de Rusia de mult timp. Am avut-o în secolul XIX, am fost de la ocupați. Înființare. De 5 ori am fost ocupați în exact. Secolul XIX de ei. Adică vorbim imediat, să spunem, de unirea principatelor, vorbim de 1812, pierderea Basarabiei. Atunci au venit și n-au mai plecat. Au stat câțiva ani. Și au rămas. Dar problema este ce se întâmplă cu Statele Unite. Pentru că aici răspunsul îl așteptăm replica Occidentului, să spun, a valorilor în care noi credem și la care am aderat ca societate, pentru că aparținem acestui spațiu. Începem să ne îndoim cu privire la cursul Statelor Unite sub Donald Trump. Și aici e absolut legitim să ne întrebăm ce va face un președinte american care l-a lăudat pe Putin în campania electorală. Da. Nu știu. Că titlul și cărții este Statele Unite și noua ordine mondială. Deci antiteza celor două. Noua ordine mondială propusă de Dugin și de Putin. De Rusia, să spunem că nu mai Dugin e ideologul regimului de la Moscova. Și, bineînțeles, ideologia practică a Statelor Unite de a fi, cum spuneam, liderul lumii libere. Da. În titlul acesta, Statele Unite și noua ordine mondială, este făcută o antiteză între propunerea de nouă ordine mondială pe care o are Dugin, care este catastrofa pentru noi euroasiatică și pentru lume în general, și Statele Unite văzută ca monopolul de putere de după prăbușirea Uniunii Sovietice, respectiv câștigarea războiului rece de către democrațiile liberale occidentale. Ceea ce contestă Dugin este o lume unipolară. De fapt, ceea ce el contestă este Pax Americana. Pax Americana este, de fapt, nu dominarea lumii de către Statele Unite, cât răspândirea în lume, într-o ordine de tip pace americană, a valorilor modernității și postmodernității. Ceea ce el urăște din tot sufletul este, de fapt, ansamblu de valori pe care se sprijină sau prin care se legitimează puterea americană. Și toată construcția americană la nivel mondial din 45 până în zilele noastre. Și inclusiv construcția în Europa a Uniunii Europene. Toate acestea sunt pentru el dușman. Ce se întâmplă acum cu Statele Unite este un lucru pe care îl privim cu mare interes. Eu cred că afirmațiile de politică externă riscante, și citez aici unul singur al lui Donald Trump din timpul campaniei, în dezbaterea a doua, el a adoptat definiția conflictului din Siria, care este aceea propusă de Putin, respectiv că există un guvern legitim cu care trebuie negociat și ăsta este regimul Assad, pe care rușii îl sprijină.
iar opoziția a adoptat Trump, punctul de vedere al lui Putin, că este în mod indiscernabil contaminată cu terorism. Da. Și că... Uitând că există o componentă a acestei opoziții, nu știu cât de puternică, profund moderată și profund apropiată de valorile occidentale, sigur, și democratice. Asta e definiția lui Putin, care acoperă acest lucru ca să justifice lupta guvernului, da, Assad. Acest lucru l-a făcut Trump împotriva politicii guvernului american, care tocmai sprijină partea non-teroristă din opoziția la guvernul Assad. Și ideea că există o alianță între teroriști și opoziția la guvernul Assad este o idee rusească. Da, pe și care Trump, pe cale de consecință, toți cei care luptă împotriva regimului Assad trebuie lichidați. Și trebuie identificați cu teroriștii. Da, fiind în aceeași oală. Da. E, asta este un punct de vedere... Nu, optica rusească, vreau să spun. Da, e un punct de vedere greșit pe care cred că Trump îl va revizui sub impactul faptului că orice președinte vine la Casa Albă, el intră într-un dispozitiv. Un stat este ca un cockpit de navetă spațială în care ocupi un loc, iar locul acela nu-l faci tu. El este făcut de instituțiile în care el își are locul. Și instrumentele prin care acționezi asupra lumii și prin care vrei să traduci în viață planul tău de guvernare este limitat și influențat de natura pârghiilor care stau la dispoziție. Ori natura acestor pârghii este profund liberală, democratică și constituțională în Statele Unite. Însă rolul președintelui este extrem de important. Este foarte important. El la butoane, cum se spune în România, da, și acționează, direcționează ceea ce definește înseamnă acest... Direcția. Da, definește direcția. Exact. Ori aici direcția, aici este marea problemă. Încotro se vor duce Statele Unite cu Donald Trump. Sigur, avem experiența republicanilor. Partidul Republican a fost întotdeauna o voce puternică în ceea ce înseamnă... O voce non-izolaționistă, intervenționistă, anticomunistă în timpul războiului rece. Și adeptă a militantismului democratic, adică a exportului de democrație liberală. Da, pe baza unei idei tot de origine creștină, a exportului de valori, astfel încât să trăim într-o lume mai bună. Da. E adevărat că Fukuyama a mers spre utopie văzând o lume liberală care se va unifica în democrația noastră de tip occidental, dar totuși cred că aruncarea peste bord a acestor idei nu cred că până la capăt este favorabilă. Nu pentru e că, favorabilă și nu vor fi aruncate până la capăt. Dacă este să analizez puțin machiavelic admirația multor americani față de Putin, aș spune că nu este o admirație față de conținutul politicii rusești, ci față de leadership-ul lui Putin, și în felul ăsta ei afirmă în mod polemic o dezaprobare față de ceea ce îi numesc slăbiciunea președintelui Barack Obama. De ce ai admira ca american un președinte autoritar care nu respectă valorile democrației în care tu crezi ca american sau pretinzi? Aici o dublare oare de personalitate, pretins eu nu cred că ești democrat, nu democrat partid democrat, ci democrat ca aderență la valorile democratice. Eu nu cred că vreodată americanii au admirat autoritarismul non-democratic, adică o atitudine non-democratică. Dacă este ceva ce definește națiunea americană în ansamblul ei, indiferent de opțiunile politice, este un atașament profund față de ideea democratică populară. Prin asta înțeleg nu o democrație elitistă, cum adesea se întâmplă în Europa, ci o democrație cu bază populară, care pleacă de jos, adâncă. Pentru că America n-a plecat de la aristocrație. Asta este... Absolut deloc. De-aia sunt bazele cu totul și cu totul diferite. America a fost construită de coloniști de jos în sus. Viitorii americani au fugit de aristocrație. Exact. Și au fost prigoniți, să spunem, pentru credințele religioase. Dar acum, într-adevăr... Dacă mă lași puțin... Da, te rog. Vreau pur și simplu să punctez faptul că
Orice ar admira americanii ca leadership în străinătate, nu se referă la baza indiscutabilă a regimului lor politic, care este democrația bazată pe popor. We the people este fundamental. Da, este fraza cu care începe Constituția Americii. Intrat în instinctele lor politice. Deci nu-mi imaginez vreun american care să admire autoritarismul politic al lui Putin. Ceea ce ei admiră, unii dintre ei, este în oglindă leadership-ul unui lider, prin contrast cu absența de leadership a lui Barack Obama. Adică, să spunem, efectul Trump vine după o guvernare de 8 ani a lui Obama, care a fost percepută de americani drept o guvernare slabă? O guvernare slabă, da. Și în Siria, cel puțin, a arătat că este o guvernare slabă, pentru că în timpul mandatului lui Barack Obama, nu numai că rușii au căpătat un rol cheie pe care nu l-aveau deloc în Siria, dar ei sunt o prezență militară și cu baze permanente acolo. Da. Ori asta este consecința unei absențe de leadership american. Iar dacă discutăm în termen de geostrategie, cine joacă în Orientul Mijlociu, joacă la nivel global. Sigur. Deci a permite unei alte forțe să vină este să joace enormă. Acolo, este o eroare enormă. Și mi-amintesc că de momentul critic în care America totuși era pregătită, să spunem, să intervină în Siria, și a apărut anunțul făcut de Putin că Bashar al-Assad renunță la armele chimice, deci ca atare nu mai există nicio justificare pentru America care anunțase bombardarea pozițiilor lui Assad. Atunci lucrurile au scăpat total de sub control în Siria și America, iată, se confruntă cu niște probleme pe care nu le avea în vedere și probabil nu le-a gândit niciodată în momentul ăla. Dar important este de ce oare Barack Obama s-a comportat așa. Adică nu a avut în niciun fel evaluarea politicilor lui Putin. Pentru că puțini oameni s-au așteptat ca Putin să devină atât de autoritar pe cât a devenit. Și iar aici este lectura greșită, sistematică a Occidentului față de Rusia. Ar trebui să ne întrebăm mai mult pe noi. După războiul rece încă mai există o asemenea lectură? Da, dovadă că Putin a fost o surpriză pentru mulți și n-ar fi trebuit să fie așa. Nu toți sunt Yeltsin. Yeltsin este excepția. Putin este regula rusească. Al doilea lucru este că în Statele Unite, referitor la rolul Americii în Orientul Mijlociu, în Statele Unite, după emoția enormă produsă de atentatele din septembrie împotriva turnurilor gemene și aprobarea inițială a războiului celui de-al doilea război din Irak, a venit o reacție a societății progresiste americane extraordinar de virulentă împotriva prezenței americane în Irak. Și împotriva lui George W. Bush. Și asta a făcut ca al doilea mandat al lui George W. Bush să fie extraordinar de contestat, ducându-i pe unii dintre progresiștii americani să afirme că el este promotorul unui stat fascist în America, ceea ce firește că este o exagerare. Da, într-adevăr, deci nu numai intelectualii de tipul ăsta din America, nu mai vorbesc de cei europeni. Europenii au o problemă cu anti-americanismul, care deja este mainstream și este exprimat deschis. Dacă citiți presa germană, mai ales de acum, după din zilele noastre, o să vezi că reacții care sunt, pe de o parte, nepotrivite pentru tipul de jurnalism cu care ne-a obișnuit Germania, și în același timp stânjenitor de anti-american. Adică, totuși, nu se poate să judeci atât de disprețuitor opțiunea în fond democratică a unei națiuni care nu a avut în 200 de ani niciun fel de derapaj antidemocratic. Nici nu a avut o campanie de tipul ăsta până acum. Da, e adevărat. Adică, vorbele dure ale lui Trump, stilul său de comportament, atitudinile sale, într-adevăr, nu sunt ușor de digerat, nu vorbesc de acceptat, dar acum e președintele ales al Statelor Unite.
Pe de altă parte, într-adevăr, cred că aici este un lucru esențial. Osama Bin Laden atacă turnurile gemene. Un atac asupra simbolurilor, simbolului puterii Americii, de fapt. Mor 3.000 de cetățeni, cei mai mulți americani, dar și din multe alte țări care lucrau acolo. Este atacat Pentagonul, să nu uităm. Mai era încă un avion care era programat să atace, să cadă peste Casa Albă. America sigur că trebuia să reacționeze și să se ducă să caute teroriștii acolo unde erau, în bazele lor din Afganistan. Și America intră în Afganistan, după care se întâmplă ceea ce spuneai cu Irakul, care și el intră în aceeași orbită, suspectat că susține teroriștii și așa mai departe. Și apare această reacție uluitor de virulentă a societății, care reface la adresa lui George W. Bush, da? Și care, pe care îl condamnă ca un lider care este invadează alte popoare. Ceea ce e o perspectivă pe care eu nu o împărtășesc. Dar unde a condus asta? Statele Unite au dus o campanie care a câștigat războiul în Irak. Problema este și pe cel că din Afganistan, un loc mult mai dificil decât Irak. Da. Deci aceste război au fost câștigate. Problema este că America, din cauza acestei reacții a societății americane împotriva intervenției, a pierdut pacea. Pierzând pacea, a creat un gol de putere care în politică știm, în geopolitică știm foarte bine că este umple. Imediat umplut de către cel care are inițiativa. Iar cel care a avut-o este Putin. Aici, pentru că alegerea lui Obama, deci fapt apariția lui Obama în prim plan și alegerea lui ulterior este o reacție la mandatul Bush. Pentru că America era într-o pierdere de imagine atât de importantă. Țineți minte și chiar filmele lui Moore și tot ce se vorbea. Bun, care sunt delirante și mincinoase. Da, dar au făcut carieră. Dar ele au luat și Oscar. Dar ele intră la capitolul calomnii dovedibile. Exact, dar vreau să spun că pe acest fundal de pierdere de imagine la nivel mondial, atunci America a găsit o soluție, sau să spunem o parte din establishmentul american, venim cu o persoană cu totul nou. Venim cu Obama, iată un alt model de a aduna națiunea, primul președinte de origine afroamericană, democrat, cu altă imagine, smile, pacifist, numai America aia războinică, pusă numai pe intervenții, cu arma la picior, cu elicopterele decolând. Imaginea asta cred că a contat foarte mult în ceea ce a însemnat Barack Obama, un președinte care cred eu că a avut multe intenții bune și a făcut și multe lucruri bune, dar probabil simțim povara mandatului Bush, nu a acționat când trebuia America să acționeze, să intervină. Rezultatul celor două mandate Barack Obama asupra situației din Orientul Mijlociu este un Israel care se simte izolat și fără sprijinul puternic moral pe care l-avea din partea Statelor Unite, deci un Israel izolat și un Orient Mijlociu în care leadership-ul american este puternic contestat și în care a apărut pe teren, cu baze militare și cu intervenție militară, un actor care nu fusese înaintea celor două mandate. Și ca să completez, mai avem și o Turcie întoarsă pe dos. Și o Turcie complet întoarsă pe dos. Deci rezultatul, din punctul de vedere al geopoliticii valorilor în care noi credem, în acea zonă, cele două mandate Barack Obama sunt catastrofale. Iar aici, revin și la întrebarea asta, un rolul acestor oameni, opoziția asta la George W. Bush, a intelectualilor, proteste de stradă, filme, cum am spus, cărți nenumărate. Plus, adică America era vinovată că intervine atunci și acum constatăm că de fapt America are ce să-și reproșeze pentru că n-a intervenit. Și atunci ipocrizia asta, să spun intelectuală, iată că își dovedește efectele cât se poate de pe termen mai lung. Adică poți să fii împotrivă la un moment dat, să ai niște idealuri din astea de să stea America acasă. Să vede că atunci când America stă acasă e mai rău decât atunci când America intervine pe teren. În mod sigur. Pentru că, sigur, e și convingerea mea. De fapt, armata americană sigur că slujește intereselor Americii, dar America are interese care țin de
democrație, de valori, de promovarea libertății. Noi înșine ne putem identifica cu interesele Americii, pentru că sunt interese care nu ne strivesc pe noi, ci dimpotrivă promovează agenda statalității românești. Păi se și vede, pentru că am fost pe teren acolo, în Afganistan, în cel mai lung război. Am fost combatanți loiali. Direct. Și apreciați. Da? Și nu trebuie să trecem cu vederea, pentru că este important. Și cât a fost în perioada controversată a mandatului lui George W. Bush, totuși România niciodată nu a dat semne de ezitare. Și mă bucur pentru asta, cu o mică sincopă. Păi nu, o sincopă pe care trebuie să o reamintim. Să o spunem. Ministrul armatei din acea perioadă. Și premierul. Și premierul Tăriceanu, care au dispus retragerea unilaterală. Exact. Asta este ceva incalificabil. Exact, fără a anunța partenerii. În altă trădare, punct. Fără a anunța partenerii americani din vremea. Dar zic, trecând peste această sincopă politică, refer la sincopa politică, nu la sincopa armata. Nici autoritățile românești responsabile. Președintele nu a fost informat de această decizie a premierului. Deci este ceva... Nu, a fost anunțată până pusă masă... E o defecțiune în statul român gravisimă. Exact. Bine că lucrurile nu au mers mai departe, dar voiam să spun că ceea ce a însemnat implicarea României a fost cât se poate de corectă, de hotărâtă și de loială. Și competentă militar. Și competentă militar, ceea ce s-a văzut și în... Sigur, cu sacrificii. Da. Adică am făcut lucrurile astea cu sacrificii importante. Și cred că trebuie să ne gândim acum ce se va întâmpla. Oare aici avem două opțiuni. America lui Trump merge spre izolaționism, ori America lui Trump merge spre politicile tradiționale ale Partidului Republican, despre care am amintit. Implicare, prezervarea intereselor Americii în lume, euroatlantism, de pildă. Aici este, cred eu, marea întrebare. Spre ce va bascula Trump? Pentru că Barack Obama, prin neintervenția sa, a generat niște efecte care sunt împotriva intereselor Americii în momentul clar. De față. Eu nu pot decât să-mi exprim speranța că euroatlantismul politicii externe americane va fi întărit și nu trădat de către președintele ales și că nu va susține și ca președinte punctul de vedere rus în chestiunea Siriei și a Orientului Mijlociu. Și a Ucrainei. E foarte important. Și că va revizui atitudinea Americii față de sprijinul necondiționat față de statul Israel. În privința noastră, Ion, interesul național românesc stă sau cade cu o puternică poziție americană în Europa. Lucrurile sunt extrem de importante și de grave, adică nu ne putem juca. Pentru că establishment democratic românesc, așa cum e el, nu spunem că e perfect sau că... Dar totuși există, nu putem să comparăm România de acum cu România din 90 sau... Nu. Evident că a existat o evoluție pentru că România face parte din Uniunea Europeană și e aliat strategic cu Statele Unite. Asta este foarte clar. Ne-a făcut foarte bine. Ori în lipsa acestui aliat strategic, eu nu cred că establishmentul democratic în România rezistă. Nu cred. Pe termen lung. Pentru că avem experiența interbelică. În momentul în care centrii de putere în Europa s-au schimbat și totalitarismul a devenit stăpân în Europa, România, și în România a abandonat democrația. Dar ceva mai târziu decât alții s-au grăbit. În Polonia, în februarie, exact, dictatura. Când Carol și-a făcut statutul lui constituțional, abolind Constituția din 23. Da, după ce adusese un guvern de extremă, aproape de extrema dreaptă, Goga Cuza, care a introdus primele legi rasiale în consens cu ceea ce a făcut și Italia la inspirația germană în 38, în consens cu Italia, neavând până atunci o politică antievrească, la inspirația într-adevăr oportunistă a Germaniei naziste antisemite. Da? Ca să nu mai vorbim, și trebuie să o spun de asemenea, că după 45 s-a întâmplat același lucru, când foarte mulți au trecut imediat de partea ocupantului pentru a-și obține posturi, privilegii, putere și așa mai departe. Deci pentru noi ecuația unei slăbiciuni americane în Europa cu un activism
proimperialist rus în Est este o formulă catastrofală. Este o formulă catastrofală și mai avem un punct nevralgic, Europa. Europa de care depindem, care este Europa noastră, a tuturor. Avem ghinionul unui președinte de Comisie Europeană incompetent, după părerea mea, pro-rus, un ministru de externe al Comunității Europene, un comisar, deci, de politică externă, doamna Mogherini, care este și ea o veche comunistă, cu simpatii prorusești, este o situație dezastroasă. O situație, o Europa în care leadership-ul german, nu mai știm ce să așteptăm de la el, nu știm cum funcționează. În memoria noastră istorică, Ion, toate alianțele dintre Germania și Rusia s-au reactualizat și înțelegem perfect teama, frica, groaza Poloniei față de o înțelegere Germania-Rusia. Deci ceea toate ce temerile... e valabil și pentru România și pentru țările România. Baltice, da. În egală măsură. Da. Deci războiul mondial nu trebuie să rămânem la varianta în care germanii naziști sunt exclusiv responsabili de declanșarea lui. Războiul a fost declanșat de pactul Ribbentrop-Molotov, care s-a consumat pentru prima oară în consecințele lui în septembrie 1940, când de la vest Polonia este invadată de Germania și de la est, după 15 zile, de către Uniunea Sovietică. Și România pierde Basarabia. România în 40 pierde, să le recapitulăm pe cele trei, Ion, pierde Basarabia și Bucovina și regiunea Herța, care a fost creionul Bond al lui Stalin, fără luptă, ca urmare a ultimatumului lor. În august, o să completez și ca urmare a unei lașități a elitelor românești politice de la vremea respectivă. Pierdem o fâșie importantă din Transilvania. O bucată. Și în septembrie pierdem Cadrilaterul. Da. Sunt trei pierderi teritoriale. Este sfârșitul României mari. Da. Și ruperea ei între cele două forme de... consecințe directe ale pactului Ribbentrop-Molotov. Și ca să revin la termenii de azi, tot pentru că două puteri voiau o nouă ordine mondială. Da, da. Germania lui Hitler Dumnezeu. Și URSS-ul lui Stalin vorbeau despre reașezarea lumii într-o nouă ordine mondială, de fapt, ca să stăpânească fiecare sferele lui de influență. Și iată ce s-a întâmplat când au ajuns la un acord. Să sperăm că lucrurile noi vedem mai propostios decât... și că vom avea elitele necesare în Europa care să reziste. Probabil că Germania își va asuma un rol. Trebuie să nu ne îmbătăm cu apă rece. Eu sper în schimbarea președintelui Comisiei Europene. Juncker vorbește prea mult, vorbește greșit. Mi se pare totalmente incompetent. Că ar trebui să fie un Consiliu European, nu? Să decide așa ceva sau să-și dea el demisia. Nu știu, eu cred că trebuie să-și dea demisia. Deci Brexitul pentru el era un prilej de demisie. Germania, nu știu, sper să-și revină. Franța... Franța este o situație mult mai proastă decât de Germania. Germania totuși are niște fundamente puternice. Societatea germană postbelică este profund democratică. Profund. În Franța sunt niște derapaje spre extrema dreaptă și spre Frontul Național care te înspăimântă. Discursul acelei femei te înspăimântă. În Germania, slavă Domnului, există alternativa pentru Germania, a apărut acum, dar nu cred că are aderanța pe care o are, cel puțin în momentul ăsta, dacă nu apare vreo catastrofă, un milion de refugiați, ceva care să schimbe lucrurile. Dar ceea ce se întâmplă în Franța, mie mi se pare extrem de îngrijorător, ținând cont că au alegeri, că Olanda este cum este. Trebuie să înțelegem de unde vine asta, Ion. De unde vine Brexitul? Este o nemulțumire a societății britanice față de ceea ce i-au identificat ca o pierdere a suveranității naționale față de Europa și de Uniunea Europeană și ca pe un export silit prin legislația Uniunii Europene de legislație care încalcă tradițiile britanice.
Trebuie să înțelegem rațiunea lui. A fost și o manipulare uluitoare legată de migranți, legată de... Dar noi trebuie să înțelegem rațiunea pentru care oamenii de bună credință au votat pentru Brexit. În Franța, nu pentru că populația este extremistă și că nu mai vrea democrație, așa, ci pentru că discursul elitei conducătoare a Republicii a cincea de peste două decenii este unul care nu adresează problemele cetățeanului care se confruntă cu anumite situații. Yeah. La fel este și în Germania. Această alternativă pentru Germania a apărut numai după ce Angela Merkel a luat poziții care sunt problematice. Un viitor incert, într-adevăr, pentru cine vrea să înțeleagă mult din filozofia lui Alexandru Dugin, cel care... Și din modul în care îi se poate răspunde. Și din modul exact, pentru că aveți și contraponderea, filozoful brazilian Olavo de Carvalho. Între acest nu e un dialog, nu e o dezbatere, este o contrapondere de fapt la această ideologie pe care Horia Roman Patapievici o califică drept extrem de periculoasă pentru România și pentru statalitatea românească, ideologia euroasiatică promovată de puterea de la Moscova. N-avem decât să sperăm că istoria o va lua pe calea cea bună, dar pentru asta mai trebuie să fie și ajutată. Da, clar. Mulțumesc foarte mult, Horia Roman Patapievici, pentru această discuție. Mergeți la Târgu de Carte. Este un prilej unic, într-adevăr. Duminică la 4 e lansarea cărții. Duminică la 4, foarte bine. Deci duminică la 4 la standul Humanitas. Toate cele bune, pe curând.